Minune la mănăstirea Pogleț din județul Bacău, în timpul unei procesiuni la care au participat preoți și oameni din zonă. Oamenii s-au rugat pentru ploaie, iar în timpul rugăciunii a început să plouă torențial. Totul s-a întâmplat duminică pe dealurile din jurul mănăstirii Pogleț din județul Bacău. Preoții și credincioșii au pornit într-o procesiune în care s-au rugat pentru ploaie, având în vedere seceta gravă din ultima perioadă. Minunea s-a produs în timpul procesiunii, chiar în timp ce oamenii se rugau. Ploaie torențială a căzut peste întreaga zonă. Slavă ție, Doamne! Astăzi, 3 iulie 2022, după Sfânta Liturghie în procesiune religioasă cu Sfintele Icoane pe dealul din jurul mănăstirii noastre, rugăciune pentru ploaie și rodenicia pământului. Să mergem cu toții să ne rugăm, pentru că nu se știe pe care dintre noi îl va asculta Dumnezeu, spunea Maica Stareță. A mers, ne-am rugat în genunchi și Dumnezeu ne-a ascultat. A trimis ploaia. Slavă ție, Doamne, se arată în postarea de pe Facebook.